Bună ziua, dragilor, și bine ați venit în bucătăria mea! N-am mai postat de ceva vreme, dar iată că astăzi revin cu o nouă rețetă, o rețetă de sezon, și anume compot de căpșuni. Pentru a vedea ingredientele și modul de preparare, rămâneți alături de noi! Avem nevoie de următoarele ingrediente: 2 kg de căpșuni, 12 linguri de zahăr tos, apă și borcane curate sterilizate de 800 de grame. Pentru început, curățăm căpșunile de cotițe și le spălăm. După care, umplem borcanele pe 3 sferturi cu căpșuni. Căpșunile mele sunt proaspăt culese din grădina mea, după cum puteți observa. Căpșunile trebuie alese cu grijă să fie cât mai mici și tari. Apoi, vom pune peste căpșuni câte 3 linguri de zahăr și la final completăm cu apă, dar nu până în gura borcanului, ci vom lăsa liber ca de un deget. După care, punem capacele peste borcane și le strângem tare. Am pregătit aici o oală în care vom așeza un prosop pe fundul oalei și punem borcanele unul câte unul și turnăm apă peste ele, cam 3 sferturi de oală. Din momentul când începe să fiarbă, vom lăsa compotul pe foc pentru 25 de minute. Compotul nostru este gata. Vom întoarce borcanele cu capacul în jos și le vom acoperi cu un prosop mai gros. După care le vom lăsa așa peste noapte. Așa arată compotul nostru de căpșuni, se poate servi imediat sau poate fi păstrat peste iarnă. Vă îndemn să vă apucați de treabă cât încă le mai avem, pentru că sunt foarte gustoase și sănătoase. Eu vă spun spor la gătit și poftă bună! Vă mulțumesc pentru vizionare și nu uita să te abonezi la canalul nostru. La revedere!